Anul care abia s-a încheiat a fost unul important pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina. Aici au avut loc investiții majore menite să crească gradul de adresabilitate al unității medicale. A fost un an în care am demarat și am finalizat 3 studii de fezabilitate pentru ceea ce privește proiectele de investiții aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina. A fost un an în care, cu ajutorul Consiliului Județean Olt, am făcut achiziții de echipamente de circa 4 milioane de lei. Programul de modernizare a condițiilor hoteliere din Spitalul Slătinean, cât și cele care vizează creșterea și diversificarea actului medical, vor continua și în acest an. Există deja listă cu cele mai importante investiții ce urmează a se realiza în 2018. În 2018 avem 3 axe prioritare, dacă pot spune așa. O primă axă se referă la investițiile în infrastructură, investițiile majore în infrastructura spitalului. Și avem aici, pe de o parte, un proiect privind reabilitarea corpului central al spitalului, care este depus. Consiliul Județean Olt a depus deja un proiect la ADR Sud-Vest Oltenia pentru ceea ce înseamnă reabilitarea tuturor clădirilor, reabilitarea și extinderea Policlinicii Cristiana, unde va fi mutată secția de psihiatrie și centrul de sănătate mentală, reabilitarea corpului medical, unde sunt secțiile de gastroenterologie, nefrologie și oncologie, și reabilitarea ultimelor 4 etaje rămase nerenovate din blocul materno-infantil. Cea de-a doua axă se referă la dotarea cu echipamente medicale și, în acest sens, pe de o parte, Consiliul Județean va depune un proiect în valoare de 1,5 milioane de euro pentru dotarea unității de primiri urgențe. Sumele ce se vor investi în modernizarea clădirilor și în achiziționarea de aparatură vin din bugetul mai multor instituții, cât și din bugetul comunităților europene. În proiectul de buget pe anul 2018 au fost prevăzute aproximativ 14 milioane de lei cu destinația investiții, dintre care aproximativ 5 milioane pe partea de construcții, reprezentând reabilitări de spații și renovări, iar diferența pentru dotarea cu aparatură medicală, mobilier, mare parte din sume sunt provenite de la Consiliul Județean. Pe lângă acestea o să fie și sume din proiecte europene. Condițiile hoteliere din Spitalul Slătinean s-au îmbunătățit radical comparativ cu cele de acum 7-8 ani. O schimbare în bine a avut loc și în privința dotării cu aparatură medicală. Toate acestea au condus la creșterea gradului de adresabilitate al unității medicale.